Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod de... Bă, ce să zic, Samp, pe serverul Blue. Da, deci... Hai să vedem ce putem să facem la acest episod. Am intrat într-un nou clan, știți că eu dau așa, schimb clanurile ca pe șosete. Bă, un clan up cu salariu frumos, bine organizat, se numește Pain. Da, deci facem recrutări. Azi este și co-leaderul de la clan. Da, hai să vedem ce puteți face în acest episod. Mașina cred că are să ne ieșim. Ok. Să ne ieșim și mergem să reparăm mașina și după aia slash care e HQ-ul clanului. Aș vrea să ne ieșim care e HQ-ul clanului. De-abia am intrat, eram la pușcărie și dintr-o dată văd că primesc o 272. Ok, el va veni, mă dă măsă. Slash find house 272. Așa, e departe. O, îi lăsăm. Ok. O să mergem să ne apărăm și noi mașina. Vreau să fie full health. Na. În caz de mai ne împușcăm și noi cu poliția. Și da. Hai să vedem. Bă, seria asta vă văd că vă place foarte mult și... O să continuăm în continuare. O să continuăm în continuare. Ok, asta chiar o sună foarte ciudat. O să continuăm seria asta până nu mai reparăm mașina. Dacă dăm de un spray, e bine. Dacă nu, e tot bine. Deci da, văd că vă place seria și o să continuăm cu un episod în fiecare zi. La ora 2 sau 3, habar nu am când postez. Oricum, sunt episoade fixe, adică vă uitați și voi la ce oră postez episoadele și v-ați prins. Eu le programez, dar le programez la aceeași oră în fiecare zi. Adică la ora 2 le programez, dar știți că e mai întors timpul pe YouTube, că e din America și alea, se poate să fie un pic de delay. Dar nu contează, vă uitați voi și fiecare zi apare un episod la aceeași oră. I-a dat word la băiat. De cola, ești nebun? Mă cheamă băiat. De colorică, ok. Hai să vedem. Nu avem chiar mult, mai avem acolo. Ba da, de fapt mai avem mult. Dar, stai, ce fac, ce fac? Ce s-a întors la mașina slash de la 834, tot e bine. 837, pardon, tot e bine. Bă, timpul școlii. Nu știu, când o să începem mai tare cu lecțiile. Acum, deocamdată, e foarte easy. Dar când o să începem mai în blană. Opa, opa, am dat-o greșită, am dat-o greșită. Când o să începem mai în blană, nu știu, poate un episod la 2 zile. Sau o să filmez mult mai mult în avans. Să nu mai pică. Nu-i prea tare. Ce mai cere? Sau poate o să filmez gen în avans, dar nu știu, deocamdată, habar nu am. Acum, nu știu, în fiecare zi să filmez 10 episoade, de exemplu, e foarte mult. Pentru că n-am ce să fac în alea 10 episoade, așa dacă mai trece o zi, mai îmi vin și mie idei, mai intru într-un clan, mai fac, mai... Bana mea, mai am activitate, dar așa... Filmez multe într-o zi, fac toată treaba și după aia pur și simplu mă plimb pe mapă și vorbesc cu voi, deci nu mai are rost. Acum mai zici noi la HQ, să vedem HQ clanului, să-l țin și o minte. Cât era? 272. Să-ți țin minte și eu, HQ. Bă, serii noi, nu știu ceva, ce se poate să mai fac, habar n-am. Oricum asta să rămâne seria principală, care pusez un episod pe zi. Oricum pe server mă găsiți mai mult, mă găsiți cam 4 ore pe zi, dar nu o să filmez toată ziua, vă dați seama. Da, deci Find House 176, dați rent acolo și acolo sunt eu când dau cu sleep-ul, pentru că e casa mea, logic. Doar nu am casă și dorm în casa altuia, nu? Dar nici nu pot să dau rent dacă am casă, mă rog. Bă, oricum nu o să pot să dau rent la HQ, dar nu cred că e obligatoriu și de obicei pentru aia care au... Of, nu! Nu, 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 nu. Nu pot să intru, fac... O, se duce la vale, se duce la vale. Puh, m-am dus și eu la vale. Puh! Nu! Nu exploda, nu exploda, nu exploda! Nu, 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 nu! Stați așa, băieții. Trebuie să... A, e acolo drum, ce dracu mă chinuie pe aici. Da. Avem și schimb pe mașină, adică te puteți... Ați văzut din episodul anterior cu modurile. Episodul anterior mai mult au fost modurile mele, am și scris că au fost gen modurile mele, deci nu... Nu, frână, frână! Oh, fuck! M-am dus la vale, băieții. Poate o să mă apuc și de OG Times, pentru că acolo am ce să fac, adică OG Times, gen, să joc și asta, adică asta vreo 4 ore pe zi și ăla vreo jumătate de oră, cam așa, și filmez și eu un episod dată la 3 zile pe OG Times. Bă, Blue rămâne baza oricum, adică Blue o să rămână seria principală, dar poate joc și OG Times, pentru mai multe servere sau pe Bizon, habar nu am. Chiar dacă e un pic mai slăbuță comunitate și mai de caca, să zicem așa,
pana mea, poate să filmez pe Biza, nu știu, poate le dăm și noi o șansă acolo, nu? Bă, acum n-am nimic cu aia care joacă pe Bizon sau chestii de genul, dar sincer, mie mi se pare un mare shit Bizon. OG Times, n-am jucat niciodată pe OG Times, chiar aș vrea să mă apuc să văd cum e, cum merge treaba pe acolo. Puuu, e băgat în mine, du-te dracu, de fapt eu m-am băgat în el, dar mă rog, nu contează, ținem cu mine, ok. Deci nu este reparat mașina, pentru că săraca e în flăcări mai puțin. Oricum, faza e că o să fac șoclan, dar nu știu când, chiar nu știu când. OG Times, nu știu, încă e o gândire. Deci și voi în comentarii dacă vreți să vedeți pe OG Times episoade. Practic, seria de RPG care o filmăm zilnic o să rămână episoadele la fel. Adică o să scriem, știți că în titlu vedeți acolo că scrie Bugger, nu? O să scriem pur și simplu un OG Times, că nu o să filmăm episoade pe OG Times. Dar în rest nu o să schimbe nimic, la episodul să fie tot același tip de episod de RPG. Pentru că Sam pe RPG mi se pare cea mai mică serie care poți să joci și... No. Hai să vedem. Am plănuit să-mi cumpăr o mașină nouă, dar... Oh, fuck. Am plănuit să cumpăr o mașină nouă, dar am zis... Am o mașină cu care mă plimb. Poate, poate că nu o să strâng și eu mulți bănuți și chestii de genul... O să-mi iau un Infernus. Uite ce frumos arată Infernusul, dar în rest, nu știu, pot să cumpăr ceva o mașină. Am luat-o greșit, așa că o să încerc să urc pe aici. Urcă, boss! Urcă! Urcă pe aici! Bine, mă, ai că ai urcat! Apreciez munca ta, mașină de firmă. Merit e mașina de firmă. Ok. Oh, i-a dat permanent band reason înșelătorii. I-a dat înșelătorie la ala. I-a l-a scamat pe băiețaș. Ok. Hai că am ajuns la HQ clanului. Ia uite-mă pe ăsta, ai mai chestii. Ăsta e HQ? Așa de mică e casa sau așa de mică e pe interior? Bă, dă-te-mă la o parte. Marș, că aici a venit domnul cu... Alo! A lăsat-o și a deschis așa la barosani. Ia să-i. Nu, dar nu arată chiar o casa. Bă, arată frumos HQ. Dar nu poți da o rent-o-rom. Eu aler de-o în house, vedeți? Wow. Mamă, câte camere. Slashit, cred că au frigiduri. Really? Cui casa asta? House of Pains, Molly, Castelnau. Wow, deci nu au pus la cât mă? Cât o vinde? 1, 2, 3, 4, doamne, verește. 3, 4, 1, 2, 3, 4, ce mă? Ce vrei mă? Ce vrei mă? Ce vrei mă? Ia zi, ce vrei? Ce vrei? Ia marș de aici. Băi, e frumoasă casa. Chiar foarte frumoasă. Acum, pana mea, nu știu cum se țin ședințele, poate să anunțe pe clan că o să țin ședințele și o să mă grăbesc că să vin în SF până lăsă la ședință, dar rest, habar m-am, dar e frumoasă casa în rest, foarte, foarte frumoasă, să ieșim și de afară. N-are frigider casa asta, deci. Băi, ce vrei? Uite, m-am urcat cu ea, hai, hai, bosurică. Uite, țin mâna în umăr. Bine, bun. Marci, nu urc cu tine, marci de aici, pa! Pa, că nu urc cu tine, pa! Așa, am aplicat și-o în taxi. Ați văzut și-o aplicația mea, pentru că... Și logic, băie, zaș. Application to... Ah, nu, 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 asta, asta e rejected. Stați așa. Asta a primit un răspuns. Asta nu contează... Acțiuni. Taxiless... Applications. Aplicații noi. Uite, erau 2K, vedeți aici? Așa, nu știu ce am scris eu pe aici chestii și... Da. Sper să fie acceptată. Asta e faza. Până la urmă e... Taxi. Oricine își dorește să fie taxi, nu? Ok. Hai să vedem ce putea face pe server. Nu știu ce vrea tipul asta sau tipul sau ce e ea. Nu știu, abar m-am să bag în seama pur și simplu. Pentru că, na. Dăm cu mașalierul. Oh, deja m-am și bușit. Nice. Hai mă, păi știu de astea. Hai. Și mai te păcălesc, fraiero! Am păcălit-o! Are skin de fată, așa cum să-i zic fraiera. Oh, fuck! M-a păcălit ea pe mine! A vrut să mă pun în capcană, fuck! Fuck, 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 fuck! De cu mașalierul, de cu mașalierul! Vedeți, urcă mașina asta cu mașalierul, adică... N-are logică jocul ăsta, a, ba nu, ba nu. Are logică, are logică, ba da, are logică. Am încurcat eu, chiar are logică. Dă-i, my friend! Dă-i și împinge! Dă-i și împinge, bă! Așa, bă. Aime. Rip.
Ok. Haideți și noi să reparăm așa. Nu m-am mai prins, nu m-am mai prins, nu m-am mai prins. Mamă, ce zboară boss-ul. Bă, stai, busulică, că l-am luat-o la vale de... Nu știu, eu încerc să mă grăbesc să scap de aia, dar... La cât mă bușe... Da, acum o să explodeze. Cred că explodează acum, rip. Ba, nu, dar... eu l-am luat pe mașina la fraier. Ce rect. Ok, o să-mi să reparăm mașina. Și, sincer, după ce fac skill 6 din 6 și o muncesc foarte mult la farmer, dar după ce fac skill 6 din 6 o să ne apucăm de alt job. Sau până atunci să intrăm cine știe într-o facțiune și nu să mai avem nevoie pentru că o să muncim acolo în facțiune. Adică la taxi mi-aș dori cel mai mult pentru că nu că se câștigă bine neapărat, dar pur și simplu îmi place mie să, na, să conduc, să-i ajut pe aia și slash location, locul perfect de aici. Zice la CNN Los Santos, te duce aici, fac. Zice la CNN Los Santos, da? Zici eu la cine de Los Santos, da, e Los Santos aici? De ce nu merge, mane? Da, ești Los Santos, CNN și gata, te duci la CNN, ți arată ce cum e. Deci e foarte easy, dacă, chiar dacă nu știi mapa. Bine, eu știu, dar vă zic așa, pentru aia care faceți taximetriști și nu știți mapa, dar pur și simplu vreți să fiți taximetriști. Vă zic chiar așa, din propria experiență, că așa făceam eu pe Bizon, pe RPG-2 așa făceam. Și, sincer, de cele mai deseori mergea chestia asta. Adică îi duceam pe aia unde voiau, dar... Na, pana mea, nu știu dacă e cea mai legală chestie acum. Dacă îl duci pe la unde vrea, ce mai contează, frate? Adică ți-ai scos bănuțul, ți-ai făcut toate alea, asta vine pe contrasens. Da, hai să mergem și noi o tură la fermer, pentru că e jobul nostru preferat, în care cred că o să muncim în fiecare episod. Și de ce e ora 22, dar încă e afară zi? Normal, agresiv pe real life. Sau e de la mine, set 22. A, era de la mine, ok. De fapt, set 23. Pentru că deja e 20 și 10 și time. 1001 secunde, nu mai apuc. Nu mai apuc. A dat criza peste tine. Muncesc până... Îmi dă și mie accept. Îmi lăsă taxi. Am 25 cv, dar am nevoie de mai mult, că am cumpărat și casă și mașină. Da. Practic, am cumpărat și casă și mașină. Aveam 36 kk sau 37, dar mai am 25 acum. Toc, da. 25 am? Să-i stați. 23,336 și mai am acolo 14. Nu contează, foarte puțin bani pentru ce cerințe are baghetul, gen să-ți cumperi casă sau mașină sau chestii de genul, e foarte puțin, deci trebuie să muncim, asta e și logic, trebuie să ai slash set 14 pentru că nu-mi place, na, pe aluminos 19, 20, așa. Nu-mi place asta, nu-mi place vremea prea luminoasă în care nu pot să vă înțeleg nimica, dar da. Bă, taxi, sincer, m-ar pasiona cel mai mult. Nu știu, poate să fă taxi după aia, dacă nu mă acceptă în lăsă, dar sau aștept eu câteva timp să fac și o level 15-20 și atunci s-a aplicat lumea, adică o să fac gen de aia cu level 20, dacă fac cu level, sau atunci mă bag direct într-un gang, adică mă bag direct în balas sau nu știu, într-o facțiune de aia ca lumea și atunci am dat o lată, dar nu știu, până atunci mai avem până la level 20. Adică, nu știu, e chiar așa de ușor să dăm de level 20, acum am 11, pana mea, mai e ceva. Cel puțin 60 de episoade de samp. Oricum, hai să vedem, să nu mai să lăsăm vorba la o parte și să muncim aici, pentru că trebuie să muncim noi, cum adică. Am dat, v-am zis, v-am și arătat în SF, Scoring Tractor sau în LV? În SF, cred că am dat. Nu știu, în LV, nu, în LV. Și mi-a dat reject, pentru că... Pana mea, frate, why not? De la level 10, eu am dat de la level 11, odată unul cu level 30, l-o ales pe la locul meu, logic, adică ce se putea întâmpla? Și da, asta de-aia vreau să vă zic, că o să fac și mai bine level 20, ca să, pana mea, să le crească și lor așa, să zică, bă, uite pe asta, bă, level 20, bă, cum adică, știi? Ca așa îl vede pe asta, pichireața asta, level 11, știi? Ei nu știu că am avut și level 30 pe Bizon și pe OG Times, n-am jucat niciodată și... chestii de genul, nu, ei n-au habar. Bine, OG Times chiar am văzut că joacă mulți români pe el și chiar vreau să mă apuc. Chiar vreau să mă apuc, gen, nu serios. Pur și simplu, mă apuc așa, filmez un episod la 2-3 zile. Sau filmez un episod pe zi.
Adică, într-o zi postez Bugged și într-o zi OG Times. Sau două episoade pe zi de Samp. Unul de OG Times și unul de Bugged. Pana mea, nu știu. Asta e după voi, dar ar fi cam prea multe episoade. Dacă ar fi să facem așa... Nu știu, pana mea, vedem și noi. Poate când nu o să mai avem ce face pe serverul ăsta, când o să avem deja facțiune, o să trebuiască pur și simplu să ne facem raport în fiecare zi. Poate, 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 atunci o să... Fac și eu... O să mă apuc și eu de alt server, pentru că, sincer, pe Bizon am făcut tot ce-mi trebuie. Pe Bizon 2, pe RPG 2, pe alealte, nu știu, n-am mai făcut nimica. Dar o să mă apuc poate de RPG 4, care nu-i prea jucat, dar na. Oricum, nu contează chestia asta, contează să ne distrăm noi. Bă, sper că v-a plăcut acest episod din Samp. Bă, asta a fost ceva mai lung, adică... O dura vreo 20 minute, cred. Mă rog, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye.